Salut! Sunt șef Florin Dumitrescu, bine ai venit în bucătăria Șef la Cuțite. Pentru că astăzi este o zi de post, vreau să vă arăt cum puteți să faceți o conopidă senzațională. Cu ajutorul, bineînțeles, al lunelor și fisticului de la Alesto. Avem nevoie de conopidă. Conopidă pe care aș vrea să o lăsăm puțin în apă cu oțet, înainte să o fierbem. Pentru că în conopidă, la fel și în broccoli, avem câte un prieten neinvitat la masă, să zicem. Și anume un viermișor de culoare albă, pe care nu aveți cum să-l vedeți. Stropim conopida cu oțet, să nu vă speriați că nu rămâne gustul acolo, pe care trebuie să o lăsăm măcar 5 minute în apă cu oțet. Mai departe avem nevoie de un pahar de blender, o legătură foarte frumoasă de pătrunjel, să o punem aici, în paharul de blender, alături de o pungă de fistic prăjit, și alune, care și astea sunt prăjite deja. Ok. Dintr-o pungă de 500 de grame am folosit undeva în jur de 150. 2-3 căței de usturoi și ulei de măsline. Fără sare, pentru că avem deja alunele și fisticul cu sare. Vom stoarce zeama de la o lămâie direct peste amplasul nostru de pesto. Mai adăugați ulei de măsline. Perfect! Treaba asta pe care am făcut-o noi acum ține loc chiar și de unt de arahide. Conopida noastră a stat în apă cu oțet, iar acum o plonjăm în apă fiartă. Nu trebuie fiartă complet, pentru că mai trece printr-un proces termic și anume gratinare. Asta să gustăm din pesto. Bun, cât așteptăm conopida să se înmoaie, îi dăm înainte cu o sălățică de ceapă. Oțet, zahăr, amestecăm bine, bine, bine. Tăiem ceapa rondele și aruncăm în oțetul cu zahăr. Și o să vedeți că ceapa începe să schimbe culoarea la un moment dat. Perfect. Oprim conopida. Conopida asta se operească undeva în jur de 10 minute. O scurgem bine, bine de apă. Tăiem în dreapta și în stânga cotorului până obținem un steak. Încă o dată. Bun. Foarte puțin ulei de măsline. Întindem peste tot. Sare și piper. Ne purtăm cu această conopidă de parcă ar fi o bucată de carne. Pe ambele părți. Foarte interesant acum că avem sarea asta afumată. Luăm o lingură de pesto și o întindem pe toată suprafața conopidei. Întoarcem. Acest pesto puteți să-l depozitați într-un borcan închis hermetic pe un termen foarte, foarte lung. Introducem la cuptorul în 5 la 210 grade, funcție gratinare, timp de 4-5 minute. Să terminăm sălățica pe care am început-o. Avem aici ceapa murată, la care adăugăm frunze de pătrunjel și frunze de busuioc. Și ulei de măsline. Sare și piper. Amestecăm bine. Și scoatem pe farfurie. Scos conopida în cuptor, peste care punem puțin ulei de măsline, stoarcem jumătate de lămâie. Untăm lângă salată și parcă postul e mai prietenos. Spor la gătit și poftă bună!